Bună ziua, sunt primarul Comunei Șoarj. Avem obligația ca să informăm cetățenii despre proiectele comunei și problemele care le avem în comună, să le cunoască și să le putem rezolva împreună. Ca atare, primul proiect de importanță foarte mare este pe drumul județean 104D. Cred că știu o parte din cetățenii comunei. Se lucrează la procedura de atribuire. Chiar ieri am fost la Brașov și m-am informat. Această procedură este spre final. Se speră ca cât de repede să se termine procedura, să se atribuie contractul de proiectare și execuție. Contract care va dura un minimum 6 luni de zile, adică proiectarea. Și după aceea se începe execuția. Eu preconizez că probabil că la anul în vară, iunie, să zice iunie, iulie, cel târziu va începe și execuția acestui drum. Ce însemnează reparația acestui drum? Doar covor asfaltic sau și nu, deci, de fundație? Deci drumul acesta 104D, care este de la Făgăraș, Șoarj, Bărcut, limita cu județul Sibiu, va fi reabilitat complet, adică începând de la poduri, zone de alunecări, zona de pădure unde e destul de greoaie și se va face defrișări, până la a se face fundația drumului cu adâncime probabil de 81 metru, deci fundație nouă, cu asfalt. Deci, practic, un drum nou. Un drum nou pentru cei care cunosc și din zona Făgărașului, cu siguranță cunosc drumul de Sumunte, va fi ceva similar cu acel drum, poate și mai bun. Al doilea proiect de care vreau să vă vorbesc este un proiect pentru școlile din Comuna Șoarș. Avem un proiect în derulare, proiect în care vor fi școlile noastre din Comuna Șoarș vor fi dotate cu mobilier și aparatură. Deci, cum am spus, suntem în derulare, am făcut o parte din achiziții, urmează și celelalte, urmând ca până la sfârșitul anului să finalizăm acest proiect, iar școlile noastre să fie dotate cu corespunzător din punct de vedere al mobilierului și aparaturii. Școli sunt în fiecare, aveți în fiecare sat al comunei? Deci, în Șoarș, Felmer, Bărcut. În celelalte avem grădiniți și grădinițe. Nu doar numai grădinițe, adică, de exemplu, în Rodbaf și Zilișat avem numai grădiniță. De asemenea, un proiect tot, putem spune, în derulare, este proiectul de canalizare de la Felmer, în care am obținut avizul de la Mediu. Urmează să încărcăm în platforma Ministerului Mediului și sper ca maxim 2-3 săptămâni să putem încheia contractul de finanțare. Urmând să mai obținem avizele în vederea obținerii autorizației de construire și probabil că în anul următor să începem și efectiv lucrarea după procedura de atribuire a acestui proiect. Pentru acest proiect. Este un proiect. Deci este un proiect pe PNRR și se derulează prin Ministerul Mediului, banii venind fiind bani europeni. Următorul proiect de care avem foarte mare nevoie este un proiect de branșamente pe 3 sate. Am mai discutat, cetățenii știu de acest proiect. Este pentru mine un proiect foarte mult așteptat și pentru că prin acest branșament 3 sate, Șoarj, Felmer și Bărcut, vor fi branșate de la rețeaua principală până la limita de proprietate cu contoare, ceea ce înseamnă că cu siguranță ne va ajunge și apa pentru toți cetățenii. Și eu cred că toți cetățenii din Comuna Șoarj își doresc să avem apă permanent, mai ales că ne aflăm într-o perioadă de secetă cumplită și, bineînțeles, că oamenii la momentul ăsta folosesc apa mai puțin
corespunzător, să zicem. Și atunci, prin aceste branșamente, eu sunt convins că o să avem apă pentru cele trei sate permanent. Fondurile pentru aceste branșamente? Fondurile pentru aceste branșamente vin de la Ministerul Dezvoltării, unde am încheiat deja contractul și suntem și aici în procedura de atribuire. Spre final pot să spun, urmând în următoarea perioadă, maxim o lună de zile, să încheiem contractul de execuție. Avem și o valoare? Am, dar nu am venit pregătit pentru cu valorile, da, doar, dar o să anunțăm cetățenii și de valorile. Dar eu cred că cel mai mult pe cetățean îl interesează efectiv lucrarea, făcutul, da. Mai avem în derulare un, nu pot să-i spun proiect, dar este o lucrare foarte importantă. Este vorba de PUG, adică Planul Urbanistic General, care se întocmește la 10 ani. Noi l-avem făcut de mulți ani în urmă, l-am tot prelungit, dar am ajuns în momentul în care nu mai putem merge doar cu prelungirea acestui PUG, datorită faptului că sunt foarte multe modificări în legislație și nu numai. Și am început de acum 2 ani această lucrare. Este o lucrare foarte complexă și de durată. Și această lucrare este plătită din fondurile comunei Șoarș. Deci fonduri proprii. Din fonduri proprii, da. Aș mai dori să anunț cetățenii că suntem în perioada de și cred că știm cu toții, urmează perioada rece, perioada în care cetățenii se vor aproviziona cu lemne. Acest lucru noi l-am făcut, cum ne-am și promis, pe tot parcursul anului am dat lemne la oameni. Aceste lemne sunt pe fiecare sat, în partizile respective. Ceea ce trebuie să știe cetățenii este că, conform regulamentului aprobat de Consiliul Local, sunt obligați să vină să depună cerere la primărie și urmând după aceea să-și ridice lemnele de la pădurare din satul respectiv. Ce cantitate? Da, deci cred că majoritatea știu, dar le aduc aminte, deci conform masei lemnoase și regulamentului aprobat de Consiliul Local, cetățeanul are dreptul pe an 10 metri cub de lemn de foc. La noi aici oamenii sunt învățați, sunt obișnuiți, mai bine zis, cu lemne mult mai multe, dar trebuie să înțeleagă că aceasta este cantitatea de care dispunem. Este vorba de în jur de 4.000 de metri cub pe comună. I-am repartizat conform regulamentului și cetățeanul poate să-și depună, deci dacă în caz că într-o curte sunt două familii, prima familie are 10 metri cubi, a doua familie 5 metri cubi, iar cei care, cum zicem noi, considerăm străinași, vin doar o perioadă mai scurtă, dar plătesc impozit în comuna Șoarș, au repartizat 2 metri cubi. Acum, din experiența anului trecut și chiar anul ăsta, am spus că dacă până la 1 noiembrie sunt stocuri care trebuie finalizate până la sfârșitul anului, cetățenii o să mai poată depune cerere, urmând aceste cereri să se analizeze și să le mai dăm în plus celor care, în plus peste cei 10 metri cub, care mai au nevoie. Ce costuri se ridică pentru un metru cub? Deci un metru cub este la 220 de lei, metru cub, preț cu care mergem de 3 ani de zile. La unii li se pare mult, la unii li se pare convenabil, dar eu zic că este un preț corect și n-am putut și nu putem să scădem acest preț pentru că este stabilit conform legii, dar avem o hotărâre de Consiliu în care cetățenii în vârstă, care nu au posibilități de transport,
pot depune la noi o cerere aici, se plătește tractorul și putem ajuta să-și aducă lemnele. Cu acest lucru am putut veni noi în ajutorul cetățenilor. Și eu zic că această problemă se poate rezolva fără nici o altă problemă, să spunem așa. Aș dori să mai anunț cetățenii Comunei Șoarș că începând cu luna octombrie pot depune cereri în vederea obținerii ajutorului pentru încălzire sezonul 2024-2025. Acest lucru se face, s-a făcut în fiecare an, se face și anul ăsta, dar doar cu 1 octombrie se pot depune cererile. Ca un lucru care cetățenii ar trebui să știe și să nu vină mai repede, pentru că ne blochează pe noi cu alte lucrări care avem aici în cadrul primăriei. Vă mulțumesc!